dacă luăm în calcul obiectivul trațat de a păși în Liga a treia, Chindia Târgoviște are o misiune grea pe sfârșit de sezon. Liderul CSAS nu își permite să mai piardă niciun punct în confruntările cu următoarele trei clasate, Fortuna Câmpina, Argeșul Pitești și FC Zagon. Având în vedere că pornesc din postura de favoriți, staful administrativ așteaptă ca roșii albaștri să se comporte în teren sâmbătă 29 martie în duelul cu FC Zagon ca niște jucători de Liga a doua. O perioadă foarte grea, o perioadă de care noi ne legăm foarte multe speranțe. Meciul cu Zagonul, după care deplasarea la Pitești, după aceea meciul de acasă cu Fortuna. Sunt trei jocuri foarte, foarte importante. Noi ne dorim să câștigăm 9 puncte, să ne putem distanța de celelalte echipe, iar dacă vom termina pe primul loc în clasamentul play-off-ului, următoarele două jocuri le vom disputa pe teren propriu, unde iar este un avantaj pentru noi. Vă dați seama că plecăm cu o șansă foarte mare pentru promovare. În schimb, FCM Târgoviște nu poate emite pretenții prea mari vineri 28 martie ora 15 din confruntarea cu FC Fortuna Poiana Câmpina, care se află pe poziția a doua în clasament cu 42 de puncte acumulate. Trupa lui Florin Stăncioiu nu își subestimează adversarul și va trata cu responsabilitate meciul cu Codașa FCM Târgoviște, care conform calculelor din clasament este câștigat. Întâlnim o formație aproape de Liga a doua, care se luptă pentru promovare și Fortuna Braz e totuși o nucă tare pentru FCM Târgoviște la momentul actual. Radu Degheru, acum, după câte știți, este la Fortuna Braz. Și e greu ca atacanții noștri să-l învingă pe Radu, știindu-l un portar foarte bun. Dar ne ducem la Buftea cu curaj, ne jucăm șansa, mingea e rotundă și dacă băieții vor să câștige pe lângă punctele propriu-zise și ceva bănuți, vor juca și teoretic ar fi șanse, dar știți cum e bine să fim realiști. Tot vineri de la ora 15 își va încerca norocul și Urban Titu cu FCM Aventureghin, ocupanta locului 8, care are un avantaj de 4 puncte față de formația lui Nicu Croitoriu, care a reușit o zestră de doar 15 puncte până în momentul de față, aceasta fiind sufocată de emoțiile retrogradării. Iată programul complet al etapei 20, Liga 3-a, Serie C6.